Salut, sunt Carmen, lângă mine este Luca. Bună, Luca! Bună, Carmen! A venit vremea pentru momentul distractiv al zilei, momentul în care desenăm ceva și astăzi vom desena o feliuță de cașcaval. Și pentru a face asta vom face un dreptunghi mai întâi și mai întâi. Uite așa. Și, evident, feliuța de cașcaval, ca să o avem noi foarte, foarte frumos făcută, este cumva triunghiulară, așa o vedem noi în desenele animate, așa că am tras două linii oblice. Și, evident, că această feliuță de cașcaval ar trebui să aibă și un pic de personalitate, așa că o să-i facem un ochișor aici și... un ochișor, uite aici. Și înăuntrul acestor cercuri facem încă două cerculețe, unul mai mare și unul mai mic. Și la mijloc facem și o guriță foarte amuzantă. Însă, cașcavalul are... Luca, cașcavalul are... Cuțătul prânz. Ce are cașcavalul? Șvaițărul, ce are el? Are găurele de obicei, așa că vom face, uite, așa, niște semicercuri așa pe margine și niște cerculețe înăuntrul acestui dreptunghi, nu foarte multe. Și cred că acum arată ca o felie de cașcaval, zic eu. Însă, de obicei, cui îi place foarte tare cașcaval? Șoricelul. Șoricelul. Eu zic așa, că această felie de cașcaval va fi atacată de un șoricel foarte pofticios. Am făcut un cerculeț și am mai făcut un cerculeț și încă un cerculeț, uite aici, și am mai făcut un semicerc, un semicerc aici și am mai făcut un ochișor, te ții după mine? Am lăsat aici niște punctulețe albe, tocmai ca să aibă, să dea senzația că ochișorii strălucesc. Șoricelul meu este foarte vesel. Aici vom face o coadă. Și pe lângă ea, uite, mai tragem o linie exact după această formă, ca să putem să o colorăm. Și brusc avem un șoricel. Dar cred că a mai venit un șoricel. Ia uite aici. Am mai făcut un cerculeț. Am mai făcut un cerculeț. Deasupra lui fac un semicerc și înăuntru lui alt semicerc și aici facem niște ochișori și le lăsăm un punct alb în mijloc.
aici, mai facem o coadă. Și voi acasă puteți să faceți cât șoricei doriți voi. Eu zic că felia noastră de cașcaval este suficient de mult atacată de 2 șoricei pe care ar trebui să îi și colorăm. Nu-i așa? Începem să colorăm? Super! Hai să vedem! Păi mai întâi și mai întâi pe șoricei îi vom colora cu gri, dar în afară de această parte a urechilor, pe care o vom face cu roz. Această bucățică de cașcaval care a fost atacată de acești 2 șoricei. Așadar, dacă vă place acest desen, vă invităm să încercați și voi să desenați, pentru că este foarte amuzant și foarte distractiv și te relaxează. Și dacă v-a plăcut, vă rugăm să dați subscribe, adică să vă abonați la canalul nostru de YouTube și, desigur, nu uitați să desenați în fiecare zi, pentru că este foarte, foarte amuzant. Numai bine!